Salut, sunt Mihai Stescu. Bine v-am regăsit la audiția de sâmbătă. Am început această rubrică acum câțiva ani și am publicat-o pe mai multe canale, la televiziune, pe Facebook, pe YouTube și pe blogul meu. Mi-am dorit să prezint în cadrul audiției de sâmbătă echipamente hi-fi, artiști și melodiile lor preferate, dar și discuții cu prieteni și cunoscuți care împărtășesc aceeași pasiune a muzicii de înaltă fidelitate. Echipamentele pe care doresc să vi le prezint astăzi au fost puse la dispoziție de prietenii de la Audio Monkey și de data asta m-am lăsat în totalitate pe mâna lui Bogdan. I-am spus doar că aș vrea să testez niște boxe de raft cu un amplificator cât mai clasic. Așa că am plecat de acolo cu amplificatorul Music Fidelity A1, cu o pereche de boxe de raft ELAC Solano B283.2, pe care le-am completat cu un subwoofer tot de la ELAC, modelul 2030, și cu suporturile Nexus Atacama Essentials, și de asemenea am cerut pentru teste și o pereche de cabluri pentru boxe. Despre Musical Fidelity se pot spune foarte multe. Este o companie extrem de cunoscută. A transformat cultura sa organizațională de foarte multe ori, iar cea mai importantă schimbare este faptul că acum aparține de concernul Project și poate de aici au apărut noi schimbări în ceea ce privește produsele. În același timp, pe lângă produsele noi, ei și-au propus să readucă la viață produsele iconice, emblematice, cum ar fi amplificatorul A1. Acesta a avut o evoluție extraordinară la lansarea lui și din cauza asta a mai suferit încă două revizii până acum, una în 1984 și una în 2008. Versiunea actuală, vizibil cel puțin, are în mai puțin interfața USB, care era prezentă la versiunea din 2008 și este practic un amplificator complet analogic. Cât de mult se poate modifica un amplificator clasic? Ei bine, cel puțin vizibil, puterea acestuia este acum 25W pe 8 ohmi. Poate vi se pare puțin, însă asta se întâmplă pentru că trăim într-o lume a amplificatoarelor de sute de W și suntem bombardați tot timpul de astfel de valori ale puterilor amplificatoarelor pe care le ascultăm. Ceea ce nu trebuie să uităm este faptul că A1 este un amplificator construit în clasa A. Este o schemă clasică de construcție a amplificatoarelor care păstrează etajele finale alimentate continuu și comutate în așa fel încât să ofere o disponibilitate extraordinară indiferent de nivelul de sunet pe care îl ascultăm. Desigur, asta vine la pachet cu un consum crescut de energie și cu o disipare serioasă a căldurii. De altfel, la A1, a cărui capac superior este un radiator, veți simți cu adevărat că se încălzește. Faptul că este proiectat în clasa A îi oferă o dinamică a sunetului extraordinară și nu mă refer doar la o dinamică în frecvențe, cât mai ales la o dinamică a volumului. Asta înseamnă că pentru utilizator senzația că poate asculta în același timp sunete de volum mare și sunete de volum redus este extraordinară. Am remarcat asta la piesa The Man in the Long Black Coat a lui Bob Dylan, în care la început muzicuța este la un nivel foarte mare, în același timp însă poți să auzi din spate tobele și chiar chitara. Nu mai spun de vocea lui Dylan care urmează. Evident, asta se datorează și masterizării albumului. Eu am ascultat un SACD, versiunea lui de pe Tidal, făcută de Columbia în 2003. Vorbim de o companie care produce orice album cu o măiestrie extraordinară. Însă, am ascultat în trecut și alte variante pe alte
tipuri de amplificatoare și nu am avut niciodată aceeași senzație de disponibilitate imediată a puterii, ceea ce aduce un plus acestui amplificator. A1, așa cum vă spuneam, este un amplificator complet analogic. În același timp are un design minimalist. Pe panoul frontal o să regăsiți doar butonul de on-off, selectorul de surse, butonul potențiometrul de volum și un buton care anulează etajul de preamplificare prezent, oferind posibilitatea ascultătorului să reducă nivelul sonor cu 10 decibeli. Asta este foarte utilă atunci când, de exemplu, folosiți un preamplificator extern pentru pickup, al cărui nivel poate să fie destul de crescut și ca să nu aveți distorsiuni. Varianta actuală a amplificatorului A1 aduce, conform producătorului, modificări importante la transformator, deci la sursa de alimentare, dar și la sistemul de control al volumului. Acesta a fost upgradat cu un sistem de control motorizat cu o telecomandă în infraroșu, care permite practic reglarea nivelului de la distanță și aduce un confort sporit. Am testat acest amplificator cu o pereche de boxe Solano de la ELAC din Germania. Faptul că ELAC este cel mai important producător german de difuzoare se remarcă atât în design, cât și în fiabilitate și robustețe. Incintele sunt construite din MDF, au margini rotunjite și funcționează pe două căi. Difuzorul de bași și medii, woofer-ul, are un diametru de 15 cm și este construit dintr-un material stratificat pe bază de aluminiu. Tweeter-ul, pe de altă parte, este faimos pentru că a fost patentat de ELAC și aceștia îl numesc Jet 5 Ribbon. Am mai întâlnit un model asemănător de tweeter la monitoarele mele de studio și mă așteptam ca frecvențele înalte să fie mai active în near field. Nu a fost așa. Am reușit, printr-o așezare corectă a boxelor, să percep foarte bine frecvențele înalte la distanța normală de ascultare, de 2-3 metri. Combinația dintre amplificatorul Musical Fidelity A1 și boxele ELAC Solano a fost, din punctul meu de vedere, gândit pentru mine, pentru piese care pun în evidență voci. Pentru asta am încercat și am făcut o selecție de voci, atât masculine cât și feminine, cu care să testez aceste boxe. V-am vorbit de Bob Dylan, dar nu m-am oprit aici. Am remarcat, de exemplu, un răspuns extraordinar al vocilor. Frecvențele medii împingeau vocile de parcă credeai că ești în sala de spectacol. S-a întâmplat asta atât la piesa Temptation a Diana Krall, dar și la Mama a lui Beth Hart. Am mers mai departe și am ales niște piese și cu voci masculine. Nu puteam să fac asta fără să ascult Little by Little a prietenilor de la Byron, care este pe departe piesa mea preferată din portofoliul lor. Vocea lui Dan s-a auzit clar, a pus în evidență anumite frecvențe, a arătat clar erudiția și educația vocală a lui și a prezentat o scenă sonoră impecabilă. Pe de altă parte, am încercat să ascult Sound of Silence în versiunea celor de la Disturbed și în prima încercare am dat greș. A trebuit să reașez boxele și să fac ceva setări din streamer pentru ca să aduc frecvențele într-un spectru mai apropiat de cel necesar pentru o redare corectă a piesei. Fiind în căutare de piese cu voci deosebite, Mickey mi-a amintit de albumul Summer Solstice al celor de la A-ha, realizat în colaborare cu MTV și a căror performanță live a fost extraordinară. Am ascultat, de exemplu, Killing Moon
cântată de Aha împreună cu Ian McCulloch, care a avut o tonalitate incredibilă, pe care nu o auzeam, de exemplu, înainte, atunci când ascultam pe sistemul meu cu boxe de podea. Vă spuneam că am încercat diverse surse în afară de muzica de pe streaming, de pe Tidal, pe care am ascultat-o prin streamerul meu Nod X. Am încercat să fac și o audiție total analogică. Pentru asta mi-am folosit pick-up-ul și am ascultat, de exemplu, albumul MTV Unplugged al celor de la Nirvana. Vreau să vă spun că Pennyroyal T a sunat într-un fel anume, atât prin preamplificatorul meu pe tuburi, dar și prin etajul incorporat al amplificatorului A1. Este cu adevărat un amplificator pe care l-aș recomanda celor care vor să intre în lumea vinilului. Are un sunet cald care îți amintește de tuburile amplificatoarelor vechi. Vă spuneam că am primit de la Audio Monkey și un set de cabluri, de boxe. Pentru mine, față de cablurile mele vechi siliconate, comparația a fost copleșitoare. Tehnologiile DNA Helix și Oxygen Free ale cablurilor construite de Audio World, respectiv al modelului StreamMate pe care l-am eu, fac cu adevărat diferența. Sunetul este mai clar, mai bogat, aduce o dinamică deosebită audiției. Părerea mea este că o combinație între amplificatorul Music Fidelity A1 și boxele Elac Solano este foarte potrivită pentru o încăpere de 20-25 de metri pătrați. Sunt ușor de instalat, ușor de reglat și pot fi folosite atât de începători cât și de audiofili cu mai multă experiență. V-am spus că am luat și subwooferul 2030, tot de la Elac. Inițial am crezut că îl voi folosi pentru audiția muzicii, însă nu a fost nevoie. Boxele Elac Solano oferă un bas suficient, cel puțin pentru muzica pe care am ascultat-o eu și pentru configurația acustică a camerei în care ascult eu. Pentru că, fără să vrem, audiția noastră este influențată de muzica pe care o avem, de sursa lui, de cum ne reglăm amplificatorul, dar și de încăpere. Deci a fost absolut suficient. Singurul moment în care am simțit nevoia să pornesc subwooferul a fost atunci când am dorit să văd niște filme. Evident că părerile pe care mi le-am exprimat aici țin de gusturile mele, de modul în care ascult eu muzica și mai ales de ce muzică ascult. Așa că pentru voi cel mai important este să găsiți o combinație care să vă placă, în care piesele pe care le cunoașteți deja să aibă o sonoritate aparte, iar cele noi să vă îmbogățească orizontul muzical. Aș dori să îi mulțumesc lui Bogdan și prietenilor de la Audio Monkey pentru că mi-au pus la dispoziție aceste echipamente extraordinare. Abia aștept să revin la voi, să discutăm și să alegem un nou set pentru următorul review. Doresc să mulțumesc prietenilor de la Panasonic și Photosetup, lui Dragoș Asaftei și lui Răzvan Ioniță pentru camerele și echipamentele de studio puse la dispoziție. Fără ei ar fi fost puțin mai complicat să înregistrăm acest episod. Doresc să-i mulțumesc lui Michișor, care a fost în spatele camerei și care m-a ajutat să produc acest episod. Pentru că îmi propun să am mai multe episoade, ar fi foarte util pentru mine dacă ați da un like și un subscribe la canalul nostru de YouTube și abia aștept să vă prezint noi informații utile, sper eu, din universul muzical. Vă mulțumesc, până data viitoare, bucurați-vă de muzică!